Curs de miracole de Kenneth Wapnick, capitolul 19, dobândirea păcii. Partea 1, vindecare și credință. 1. Am spus mai înainte că atunci când o situație s-a consacrat pe deplin adevărului, pacea este inevitabilă, dobândirea ei este criteriul pe baza căruia se poate deduce cu siguranță deplinătatea consacrării. Am mai spus încă că pacea fără credință nu se va dobândi niciodată, căci ce se consacră adevărului ca singur obiectiv este adus la adevăr prin credință. Această credință îi cuprinde pe toți cei implicați, căci numai așa situația este percepută a exprima ceva și a fi un tot. Și toți trebuie să fie implicați în ea, căci altfel credința îți este limitată și consacrarea incompletă. 2. Fie ce situație corect percepută devine un prilej de a-L vindeca pe Fiul lui Dumnezeu. Iar el se vindecă pentru că i-ai oferit credința ta încredințându-l Spiritului Sfânt și eliberându-l de toate pretențiile pe care le are eul de la el. Așa îl vezi liber. Iar Spiritul Sfânt este părtaș la această viziune și din moment ce o împărtășește, tot el a și dat-o. Așa că el vindecă prin tine. Tocmai această unire cu el într-un scop comun face scopul să fie real. Pentru că îl faci să fie întreg, iată ce este vindecarea. Trupul este vindecat pentru că ai venit fără el și te-ai contopit cu mintea în care stă toată vindecarea. 3. Trupul nu se poate vindeca pentru că nu se poate nici îmbolnăvi, nu are nevoie de vindecare. Sănătatea sau nesănătatea lui depinde întru totul de felul în care îl percepe mintea și de scopul în care îl folosește ea. Este evident că un segment al minții poate să se vadă separat de scopul universal. Când se petrece asta, trupul devine arma lui folosită împotriva acestui scop pentru a demonstra faptul că separarea chiar s-a petrecut. Trupul devine astfel instrumentul iluziei și se comportă ca atare. Vede ce nu e, aude ce adevărul nu a spus nici când și se poartă demențial fiind încătușat de demență. 4. Să nu ne socotești afirmația noastră anterioară cum că necredința duce direct la iluzii, căci necredința este perceperea unui frate ca trup, iar trupul nu poate fi folosit în scopurile unirii. Așadar, dacă îți vezi fratele ca trup, ai stabilit o condiție în care unirea cu el devine imposibilă. Necredința ta față de el te-a separat de el și v-a ținut pe amândoi departe de a fi vindecați. Necredința ta s-a opus astfel scopului Spiritului Sfânt și a adus iluzii axate pe trup să stea între voi, iar trupul va părea bolnav că ce ai făcut din el un dușman al vindecării și opusul adevărului. 5. Desigur, nu îți este greu să realizezi că opusul necredinței trebuie să fie credința, dar diferența dintre modurile în care operează ele este mai puțin evidentă, deși decurge direct din diferența fundamentală dintre ce sunt ele. Necredința întotdeauna limitează și atacă. Credința înlătură toate limitele și întregește. Necredința distruge și separă. Credința unește și vindecă. Necredința impune iluzii între Fiul lui Dumnezeu și Creatorul lui. Credința înlătură toate obstacolele ce par să se ivească între ei. Necredința se consacră total iluziilor, credința se consacră total adevărului. Consacrarea parțială este cu neputință. Adevărul este absența iluziei, iluzia absența adevărului. Ele nu pot coexista, nici nu pot fi percepute în același loc. Să te consacri și uneia și alteia deopotrivă înseamnă să-ți propui un obiectiv veșnic de neatins pentru că urmărești o parte din el prin trup. Considerat un mijloc de căutare a realității prin atac. Cealaltă parte vindecă și de aceea ea recurge la minte și nu la trup. 6. Compromisul inevitabil este credința că trupul trebuie vindecat, nu mintea, căci acest obiectiv împărțit l-a dat realitate egală la amândouă, un lucru posibil doar dacă se limitează mintea la trup și se împarte în bucățele aparent întregi, dar neconectate între ele. În felul acesta, trupul nu va avea de suferit, dar mintea va reține sistemul de gândire delirant. Aici așadar este nevoie de vindecare și tot aici există vindecare. Căci Dumnezeu nu a dat vindecarea separat de boală, nici nu a stabilit remediul unde boala nu poate fi. Ele sunt împreună și când se văd împreună, toate încercările de a reține și adevărul și iluzia în minte, unde trebuie să fie amândouă, sunt recunoscute ca încercări
de consacrare iluziei și sunt abandonate când se aduc la adevăr și se vede că sunt total ireconciliabile cu adevărul, în orice privință sau în orice fel. 7. Nu există conexiune între adevăr și iluzie. Lucrul acesta va rămâne adevărat pentru totdeauna, oricât de mult ai încerca să găsești o conexiune între ele. Dar iluziile sunt conectate întotdeauna, după cum este și adevărul. Fiecare în parte reprezintă un tot unitar, un sistem de gândire complet, dar sunt total deconectate între ele. Să percepi acest lucru înseamnă să recunoști unde este separarea și unde trebuie vindecată. Rezultatul unei idei nu este separat de sursa ei. Ideea separării a produs trupul și rămâne legată de el, îmbolnăvindu-l datorită identificării minții cu el. Tu crezi că protejezi trupul dacă ascunzi această conexiune, că ștăinuirea ei pare să îți ocrotească identificarea de atacul adevărului. 8. De a înțelege cât rău i-ai făcut minții tale această tăinuire bizară și cât de confuză ți-a devenit identificarea din cauza ei, nu vezi cât de mare este devastarea produsă de necredința ta, căci necredința este un atac pe care par să îl justifice rezultatele lui, căci retrăgându-ți credința vezi ce e nedemn de ea și nu poți vedea ce este dincolo de barieră, ce e una cu tine. 9. Să ai credință înseamnă să vindeci, este indiciul că ai acceptat ispășirea pentru tine și vrei prin urmare să o împărtășești. Prin credință oferi darul eliberării de trecut pe care l-ai primit. Nu folosești nimic din ce a făcut fratele tău odinioară să îl condamne acum. Alegi de bunăvoie să îi omiți greșelile privind dincolo de toate barierele dintre tine și el și văzându-le ca una singură. Și în aceea îți vezi credința pe deplin justificată. Necredința nu se poate justifica, dar credința se justifică întotdeauna. 10. Credința este opusul fricii, o parte din iubire tot atât cât și frica din atac. Credința este recunoașterea unirii. Ea vă recunoaște grațios pe fiecare ca fiu al iubitorului vostru tată, iubit de el ca tine și de aceea iubit de tine ca tine însuți. Iubirea lui este ceea ce vă unește pe tine și pe fratele tău și pentru iubirea lui nu vei ține pe nimeni separat de ta. Fiecare apare exact așa cum este perceput în clipa sfântă, unit în scopul tău de a fi eliberat de vinovăție. Tu vezi Hristosul din el și este vindecat pentru că vezi ce face credința de-a purul justificată în fiecare. 11. Credința este darul lui Dumnezeu prin cel pe care ți l-a dat Dumnezeu. Necredința îl vede pe Fiul lui Dumnezeu și îl judecă nedemn de iertare. Dar prin ochii credinței Fiul lui Dumnezeu se vede deja iertat. Liber de toată vinovăția pe care și-a impus-o, credința îl vede numai acum, pentru că nu se uită la trecut să îl judece, ci nu vede în el decât ce vede în tine. Ea nu vede prin ochii trupului, nici nu recurge la trupuri pentru a se justifica. Ea este mesagera noii percepții, trimisă să adune martorii venirii ei și să îți înapoieze mesajele lor. 12. Credința este schimbată pe cunoaștere la fel de ușor ca lumea reală, căci credința se naște din percepția Spiritului Sfânt și este indiciul că o împărtășești cu El. Credința este un dar pe care îl oferi Fiului lui Dumnezeu prin El, fiindu-le întru totul acceptabil atât Tatălui Său cât și Lui. Și fiindu-ți așadar oferit ție, relația ta sfântă cu scopul ei cel nou îți oferă credință să o dai fratelui tău. Necredința ta v-a împins la separare, așa că nu recunoști mântuirea în fratele tău. Credința însă vă unește în sfințenia pe care o vezi, nu prin ochii trupului, ci în privirea celui care v-a unit și în care sunteți uniți. 13. Harul nu se dă unui trup, ci unei minți, iar mintea care îl primește privește numai decât dincolo de trup și vede locul sfânt unde a fost vindecată. Acolo este altarul unde s-a dat harul și în care mai și e. Oferă-i deci fratelui tău har și binecuvântare că stați la același altar unde s-a pus harul pentru amândoi și fiți vindecați prin har amândoi ca să puteți vindeca prin credință. 14. În clipa sfântă, tu și fratele tău stați înaintea altarului pe care și l-a și vi l-a ridicat Dumnezeu. Lăsați-vă necredința și veniți împreună la altar.
Acolo veți vedea miracolul relației voastre refăcute prin credință. Și acolo vă veți da seama că nu există lucru pe care credința să nu îl poată ierta. Nici o greșeală nu îi perturbă privirea calmă care le aduce miracolul vindecării cu egală ușurință la toate. Căci mesagerii iubirii fac ce sunt trimiși să facă, înapoiindu-vă vestea bună că vi s-a făcut, ție și fratelui tău, care stați împreună înaintea altarului din care au fost trimiși. 15. Așa cum necredința îți va ține micile împărății sterpe și separate, tot așa și credința îl va ajuta pe Spiritul Sfânt să pregătească terenul pentru preasfânta grădină în care vrea să-l prefacă el. Căci credința aduce pace, invitând adevărul să intre și să înfrumusețeze ce s-a pregătit deja pentru frumusețe. Adevărul urmează credința și pacea, desăvârșind procesul de înfrumusețare început de ele. Căci credința este tot un obiectiv al învățării de care nu mai este nevoie când lecția s-a învățat. Dar adevărul va rămâne pentru totdeauna. 16. Consacră-te atunci eternului și învață cum să nu îl perturbi și cum să nu faci din el un rob al timpului. Căci ce crezi că îi faci eternului, îți faci ție. Cel creat de Dumnezeu ca fiul al său nu este înrobit de nimic, fiind domnul tuturor lucrurilor alături de creatorul său. Poți înrobi un trup, dar o idee este liberă și nu poate fi întemnițată, nici limitată în vreun fel decât de mintea care a gândit-o, căci rămâne legată de sursa ei, care îi este temnicer sau eliberator în funcție de scopul pe care și-l alege singură. Partea a doua, păcat versus greșeală. 1. Este esențial să nu se confunde greșeala cu păcatul, pentru că tocmai această distinție face posibilă mântuirea, căci greșeala poate fi corectată și răul poate fi îndreptat. Dar păcatul, dacă ar fi posibil, ar fi irreversibil. Credința în păcat se bazează inevitabil pe convingerea fermă că mințile și nu trupurile pot să atace și atunci mintea este vinovată și va rămâne astfel pentru totdeauna, dacă nu îi poate da dezlegare o minte care nu este parte a ei. Păcatul cere pedeapsă, după cum și greșeala cere corecție. Și e clar că este o nebunie să crezi că pedeapsa este corecție. 2. Păcatul nu este o greșeală, căci implică o aroganță ce lipsește ideii de greșeală. Să păcătuiești ar însemna să încalci realitatea și să reușești. Păcatul declară că atacul este real și vinovăția justificată. El presupune că Fiul lui Dumnezeu este vinovat, reușind astfel să își piardă inocența și să prefacă în ceva ce Dumnezeu nu a creat. Creația este considerată astfel neeternă, iar voia lui Dumnezeu expusă la împotriviri și înfrângeri. Păcatul este marea iluzie ce stă la baza întregii grandiozități a eului, căci prin el Dumnezeu însuși a transformat și prefăcut în ceva incomplet. 3. Fiul lui Dumnezeu se poate înșela, se poate amăgi. Poate chiar să își îndrepte puterea minții împotriva lui însuși, dar nu poate păcătui, nu poate face nimic care să îi schimbe cumva realitatea și să îl facă vinovat. Asta ar vrea păcatul să facă, fiindcă ăsta este scopul lui, dar în ciuda cruntei demențe inerente ideii de păcat, este cu neputință. Căci plata păcatului este moartea, dar cum pot muri nemuritorii? 4. O dogmă de bază în dementa religie a eului este aceea că păcatul nu este greșeală, ci adevăr, și că inocența este cea care ar fi amăgitoare. Puritatea este văzută ca aroganță, iar acceptarea păcătoșeniei de sine este percepută ca sfințenie. Și această doctrină înlocuiește realitatea Fiului lui Dumnezeu, după cum l-a creat Tatăl său și după cum l-a voit pe vecie. Să fie asta o dovadă de smerenie sau este mai degrabă o încercare de a smulge creația din adevăr și de a o ține separată? 5. Eul consideră inadmisibile toate încercările de a reinterpreta păcatul ca greșeală. Ideea de păcat este întru totul sacrosanctă pentru sistemul lui de gândire și nu poate fi abordată decât cu reverență și evlavie. Este cel mai sfânt concept din sistemul eului, frumos și puternic,
cât se poate de adevărat, protejat în mod imperios de fiecare mecanism de apărare aflat la dispoziția lui. Iată-i cel mai bun mecanism de apărare pe care îl deservesc toate celelalte, iată-i armura, protecția și iată scopul fundamental al relației speciale în interpretarea lui. 6. Se poate spune pe drept cuvânt că eul și-a construit lumea pe păcat. Numai într-o astfel de lume ar putea să fie totul cu susul în jos. Iată iluzia bizară ce face norii vinovăției să pară grei și impenetrabili. Iată în ce constă soliditatea pe care pare să o aibă fundamentul acestei lumi, căci păcatul a transformat creația dintr-o idee dumnezeiască într-un ideal dorit de eu. O lume condusă de el, alcătuită din trupuri lipsite de minte, supuse stricăciunii și descompunerii totale. Dacă este o greșeală, adevărul o poate desface cu ușurință. Orice greșeală poate fi corectată dacă e lăsat să o judece adevărul. Dar dacă greșelii îi se dă statutul de adevăr, la ce mai poate fi adusă? Sfințenia păcatului se menține tocmai prin acest procedeu ciudat. Ca adevăr este de neatins și toate îi se aduc lui spre judecată. Ca greșeală, el trebuie adus la adevăr. Este imposibil să ai credință în păcat, căci păcatul este necredință. Dar este posibil să ai credință că o greșeală poate fi corectată. 7. Nu există piatră în tot bastionul de luptă al eului care să fie mai aprig apărată decât ideea că păcatul este real. O idee ce exprimă firesc în ce s-a prefăcut Fiul lui Dumnezeu și ce este. Pentru eu, nu este nicio greșeală, căci asta este realitatea eului. Ăsta este adevărul din care scăparea va fi mereu cu neputință. Ăsta este trecutul, prezentul și viitorul Fiului lui Dumnezeu. Căci a reușit cumva să își corupă tatăl și să îl facă să se răzgândească total. Deplinge așadar moartea lui Dumnezeu pe care l-a ucis păcatul. Asta ar fi dorința eului care în nebunia lui crede că s-a împlinit. 8. Oare nu ai prefera să fie totul o greșeală care să se poată corecta total și din care să poți scăpa atât de ușor încât întreaga ei corecție să fie ca o ieșire la soare dintr-o ceață? Căci nu este altceva. Poate ești tentat să fii de acord cu eul că e mult mai bine să fii păcătos decât să te înșeli. Gândește-te bine însă înainte de a-ți îngădui să faci această alegere. Nu o aborda ușor, căci alegi între ea și cer. Partea a treia e realitatea păcatului. 1. Atracția vinovăției se găsește în păcat, nu în greșeală. Păcatul va fi repetat din cauza acestei atracții. Frica poate deveni atât de pronunțată încât păcatul nu este lăsat să se manifeste. Dar cât timp vinovăția rămâne atrăgătoare, mintea va avea de suferit și nu va renunța la ideea de păcat, căci vinovăția o tot cheamă, iar mintea o aude și tânjește după ea, făcându-se captivă benevolă a ademenirii ei nesănătoase. Păcatul este o idee de rău care nu poate fi corectată și care totuși va fi veșnic dezirabilă. Ca parte esențială din ce crede eul că ești, îl vei dori întotdeauna. Și numai un răzbunător cu o minte diferită de a ta ar putea să îl nimicească prin frică. 2. Eul nu crede cu putință că cea pe care o cheamă păcatul și cea care răspunde întotdeauna este de fapt iubirea și nu frica, căci eul aduce păcatul la frică cerând pedeapsă. Pedeapsa însă este doar o altă formă de protejare a vinovăției, căci ce merită să fie pedepsit chiar trebuie să se fie înfăptuit. Pedeapsa este întotdeauna marea păstrătoare a păcatului, tratându-l cu respect și cinstindu-i enormitatea. Ce trebuie să fie pedepsit trebuie să fie adevărat, iar ce este adevărat trebuie să fie veșnic și se va repeta la nesfârșit, căci lucrurile pe care le consider reale, le vrei și nu le vei da drumul. 3. O greșeală, pe de altă parte, nu este atrăgătoare. Ce vezi clar ca greșeală, vrei să fie corectat. Uneori un păcat poate fi repetat în continuu, cu rezultate evident chinuitoare, dar fără să își piardă atractivitatea. Și, dintr-o dată, îi schimbi statutul din păcat în greșeală. Acum nu îl vei repeta. Te vei opri pur și simplu și vei renunța la el dacă nu cumva rămâne vinovăția. Căci atunci vei schimba doar forma păcatului.
admițând că a fost o greșeală, dar ținându-l de necorectat. Asta nu este de fapt o schimbare de percepție, căci păcatul cere pedeapsă, nu greșeala. 4. Spiritul Sfânt nu poate pedepsi păcatul. Greșelile le recunoaște și le va corecta pe toate după cum le-a însărcinat Dumnezeu, dar de păcat nu știe și nici nu poate recunoaște greșelile ce nu pot fi corectate. Căci o greșeală ce nu poate fi corectată este un nonsens pentru el. Greșelile cer corecție și atât. Ce cere pedeapsă trebuie să nu ceară nimic. Fiecare greșeală trebuie să ceară iubire. Ce e păcatul atunci? Ce ar putea să fie decât o greșeală pe care vrei să o ții ascunsă, un strigăt de ajutor pe care vrei să îl ții neauzit și deci fără răspuns? 5. În timp, Spiritul Sfânt vede clar că Fiul lui Dumnezeu poate face greșeli și tu vezi asta. Dar nu recunoști diferența dintre timp și veșnicie pe care o recunoaște el. Iar când se termină corecția, timpul este veșnicie. Spiritul Sfânt te poate învăța cum să vezi timpul altfel și cum să privești dincolo de el. Dar nu cât timp crezi în păcat. În greșeală, da, căci pe ea mintea o poate corecta. Păcatul însă este credința că percepția ta este neschimbătoare și că mintea trebuie să ia de bun ce îi se spune prin intermediul ei. Dacă nu se supune, mintea este considerată anormală. În felul acesta, singura putere care ar putea schimba percepția este ținută neputincioasă, legată de trup de frica percepției schimbate pe care ar aduce-o profesorul ei, care este una cu ea. 6. Când ești tentat să crezi că păcatul este real, amintește-ți un lucru. Dacă păcatul este real, Dumnezeu și tu nu sunteți. Dacă creația este extindere, creatorul precis a extins și e imposibil ca o parte din el să fie total diferită de restul. Dacă păcatul este real, Dumnezeu precis se războiește cu el însuși, precis a scindat și oscilează între bine și rău. Parțial normal și parțial anormal, căci a creat precis ce vrea să îl distrugă și ce are puterea să o facă. Oare nu este mai ușor să crezi că te-ai înșelat decât să crezi asta? 7. Cât timp crezi că realitatea ta sau a fratelui tău este delimitată de un trup, vei crede în păcat. Cât timp crezi că trupurile se pot uni, vei considera vinovăția un lucru atrăgător și vei crede că păcatul este un lucru prețios, căci credința că trupurile limitează mintea duce la o percepție a lumii în care dovada separării pare a fi peste tot. Iar Dumnezeu și creația sa par dezbinați și înfrânți, căci păcatul ar dovedi că lucrul pe care Dumnezeu l-a creat sfânt nu poate triumfa asupra lui, nici nu poate rămâne el însuși în fața puterii păcatului. Păcatul este considerat mai tare decât Dumnezeu, ceva înaintea căruia Dumnezeu însuși trebuie să se plece, oferindu-și creația cuceritorului ei. Să fie oare asta smerenie sau nebunie? 8. Dacă păcatul este real, trebuie să rămână de-a pururi nevindecabil, căci ar exista atunci o putere mai presus de-a lui Dumnezeu, capabilă să facă o altă voie, care poate să îi atace voia și să o înfrângă, dându-i fiului său. O voie independentă de a sa, o voie mai puternică. Și fiecare parte din creația fragmentată a lui Dumnezeu ar avea o voie diferită, în contradicție cu voia sa și în eternă contradicție cu el și cu celelalte. Relația ta sfântă are acum ca scop obiectivul de a dovedi imposibilitatea acestui lucru. Surâsul cerului s-a răsfrânt asupra ei și credința în păcat a fost dezrădăcinată în surâsul lui plin de iubire. Îl mai vezi pentru că nu îți dai seama că i-a dispărut temelia. I s-a eliminat sursa, așa că îl mai poți păstra doar un pic înainte să dispară. Numai obiceiul de a-l căuta a mai rămas. 9. Și totuși cauți cu surâsul cerului pe buze și cu binecuvântarea cerului în priviri. Nu vei mai vedea mult păcatul, căci în noua percepție, mintea îl corectează când pare a fi văzut și devine invizibil. Greșelile se recunosc rapid și se predau rapid corecției, să fie vindecate, nu ascunse. Vei fi vindecat de păcat și de toate ravagiile lui în clipa în care nu-i mai dai puterea asupra fratelui tău și, eliberându-l bucuros de credința în păcat, îl vei ajuta să își depășească greșelile. 10. În clipa sfântă vei vedea surâsul cerului răsfrângându-se asupra ta și a fratelui tău.
și tu îți vei răsfrânge lumina asupra fratelui tău drept recunoaștere voioasă a harului ce ți s-a dat, căci păcatul nu va birui o uniune asupra căreia și-a răsfrâns urâsul cerul. Percepția ți s-a vindecat în clipa sfântă pe care ți-a dat-o cerul. Uită ce ai văzut și ridică-ți ochii cu credință la ce poți să vezi acum. Barierele ridicate în calea cerului vor dispărea din sfânta ta privire, căci ție, cel nevăzător până acum, ți s-a dat puterea de a vedea și poți să vezi. Nu căuta ce s-a înlăturat, ci slava ce ți s-a redat vederii. 11. Privește-ți izbăvitorul și vezi ce vrea să îți arate în fratele tău și nu lăsa păcatul să se ridice din nou să îți orbească ochii, căci păcatul te-ar ține separat de el, iar izbăvitorul tău te-ar face să îți vezi fratele ca tine însuți. Relația voastră este acum un templu al vindecării, un loc în care pot veni să odihnească toți cei osteniți. Iată odihna ce îi așteaptă pe toți după călătorie, iar relația voastră le-o aduce mai aproape tuturor. Patru obstacole, partea a patra, obstacolele în calea păcii. 1. Pe măsură ce se va extinde din străfundul tău pentru a îmbrățișa toată fiimea și a-i oferi odihnă, pacea se va izbi de multe obstacole. Pe unele dintre ele vei încerca să le impui tu, altele vor părea să apară de altundeva, impuse de frații tăi sau de diferite aspecte ale lumii exterioare. Dar pacea le va acoperi blând, trecând dincolo de ele și extinzându-se total nestingherită. Extinderea scopului Spiritului Sfânt din relația ta la alții pentru a include blând este modul în care el va alinia scopul cu mijloacele. Pacea pe care a pus-o în străfundul tău și a fratelui tău se va extinde încetişor la fiecare aspect al vieții voastre, învăluindu-vă pe amândoi cu o fericire incandescentă și cu calma conștiență a protecției depline, iar tu îi vei duce mesajul iubirii, al siguranței și al libertății la toți cei ce se apropie de templul tău unde îi așteaptă vindecarea. Nu vei aștepta să le-o dai, căci îi vei chema și îți vor răspunde, recunoscând în chemarea ta chemarea pentru Dumnezeu. Și îi vei face să intre și le vei oferi odihnă așa cum ți s-a dat și ție. 2. Vei face toate aceste lucruri, dar pacea care se află deja în străfundul tău trebuie să se extindă mai întâi și să se reverse peste obstacolele pe care le-ai pus în calea ei. Iată ce vei face, căci ce se întreprinde cu Spiritul Sfânt nu rămâne neterminat. Chiar nu poți să fii sigur de nimic din ce vezi în afara ta, dar de un lucru poți fi sigur. Spiritul Sfânt îți cere să îi oferi un loc de odihnă unde să te odihnești în el. El ți-a răspuns și a intrat în relația ta. Oare nu vrei să îi înapoiezi acum bunătatea și să intri într-o relație cu el? Căci tocmai el i-a oferit relației tale darul sfințeniei, fără de care ți-ar fi fost de-a pururi imposibil să îți apreciezi fratele. 3. Recunoștința pe care i-o datorezi, el îți cere să o primești tu pentru el și când te uiți la fratele tău cu o bunătate plină de gingășie, îl vezi pe el că te uiți unde și este el, nu în afara lui. Nu poți vedea Spiritul Sfânt, dar îți poți vedea frații cu adevărat și lumina din ei îți va arăta tot ce trebuie să vezi. Când pacea din tine se va extinde, să îi învăluie pe toți, funcția pe care o are Spiritul Sfânt aici va fi îndeplinită. Ce nevoie vei avea atunci de vedere, când Dumnezeu va face El însuși ultimul pas? Spiritul Sfânt va aduna toate mulțumirile și toată recunoștința pe care i le-ai oferit și le va așeza încetişor, înaintea Creatorului Său și în numele Preasfântului Său Fiu, iar Tatăl le va accepta în numele Lui. Ce nevoie vei mai avea de vedere în prezența recunoștinței sale? A. Mare. Primul obstacol, dorința de a scăpa de ea. 1. Primul obstacol peste care trebuie să se reverse pacea este dorința ta de a scăpa de ea. Căci nu se poate extinde dacă nu o păstrezi. Tu ești centrul din care radiază în afară să îi cheme și pe ceilalți înăuntru. Tu ești casa ei, liniștitul ei locaș din care se propagă încetişor, dar fără să te părăsească vreodată. Dacă o lași fără adăpost, cum poate să își afle locul în Fiul lui Dumnezeu? Dacă este să se răspândească în toată creația,
Trebuie să înceapă cu tine și din tine, să ajungă la toți cei ce o cheamă, aducându-le odihnă prin unirea lor cu tine. 2. De ce vrei să lași pacea fără adăpost? De ce anume crezi că trebuie să te lipsească pentru asta cu tine? Care pare a fi prețul pe care ești atât de nedispus să îl plătești? Mica barieră de nisip rămâne încă între fratele tău și tine. Vrei acum să o întărești? Nu ți se cere să te desprinzi de ea doar pentru tine. Hristos ți-o cere pentru el. Vrea să aducă pace tuturor, dar cum o poate aduce altfel decât prin tine? Chiar vrei să lași între frații tăi și mântuire un mic banc de nisip, un zid de praf, o mică barieră aparentă? Și totuși acest mic rezidu de atac pe care continui să îl păstrezi împotriva fratelui tău este primul obstacol pe care îl întâlnește în cale pacea din tine. Acest minuscul zid de ură continuă să se opună voii lui Dumnezeu și să o limiteze. 3. Scopul Spiritului Sfânt rămâne în pace înăuntrul tău, dar nu ești dispus încă să îl lași să se unească pe deplin cu tine. Încă te mai opui voii lui Dumnezeu puțin de tot, iar puținul acesta este o limită pe care o impui întregului. Voia lui Dumnezeu este una, nu mai multe. Ea nu are opuși, căci nu există alta. Ce vrei să mai oprești încă în spatele micii tale bariere și să separi de fratele tău pare mai mare decât universul, căci vrea să stăvilească universul cu tot cu creatorul lui. Acest minuscul zid vrea să ascundă scopul cerului și să îl ferească de cer. 4. Vrei să îndepărtezi mântuirea de dătătorul mântuirii, căci iată ce ai devenit. Pacea nu se poate îndepărta de tine mai mult decât de Dumnezeu. Nu te teme de acest mic obstacol. Nu poate stăvili voia lui Dumnezeu. Pacea se va revărsa peste el și se va uni cu tine fără niciun impediment. Nu poți fi oprit la mântuire. Este scopul tău, nu poți alege altceva. Nu ai scop separat de fratele tău, nici separat de cel pe care l-ai rugat pe Spiritul Sfânt să îl împărtășească cu tine. Zidul minuscul va cădea atât de încet sub aripile păcii. Căci pacea își va trimite mesagerii de la tine la lumea întreagă și barierele vor cădea la venirea lor cu aceeași ușurință cu care se vor escalada cele ridicate de tine. 5. Depășirea lumii nu este mai dificilă decât escaladarea zidului tău minuscul, căci fiecare miracol este cuprins în miracolul relației tale sfinte. Fără această barieră, miracolele nu au o ordine a dificultății, căci sunt toate la fel. Fiecare dintre ele este un blând câștig de partea atracției iubirii de la atracția vinovăției. Cum poate să nu se realizeze oriunde este întreprins? Vinovăția nu poate ridica bariere reale în calea lui și tot ce pare să stea între tine și fratele tău trebuie să cadă, datorită atracției la care ai răspuns. De la tine, cel ce ai răspuns cheamă cel care ți-a răspuns. Casa lui este în relația ta sfântă. Nu încerca să te pui între el și scopul lui preasfânt, căci este al tău, dar lasă-l să se extindă încetişor și să extindă miracolul relației tale la toți cei cuprinși în ea, după cum s-a dat. 6. Este o tăcere în cer, o expectativă fericită, o mică pauză de bucurie venind să îți confirme sfârșitul călătoriei, căci cerul te cunoaște bine, după cum și tu cunoști cerul. Nici o iluzie nu mai stă acum între fratele tău și tine. Nu te uita la micul zid de umbre. Soarele s-a ridicat deasupra lui, cum poate o umbră să te ferească de soare. Așa și de rea, nici de lumina în care se sfârșesc iluziile, nu poți fi ferit de niște umbre. Fiecare miracol nu este decât sfârșitul unei iluzii. Cum a fost călătoria, așa e și sfârșitul ei și toate iluziile trebuie să sfârșească în obiectivul adevărului pe care l-ai acceptat. 7. Mica dorință de mentă de a scăpa de cel pe care l-ai poftit să intre și de a-l da afară trebuie să provoace conflict. În timp ce privești lumea, această mică dorință dezrătăcinată, plutind la întâmplare, poate să coboare și să se așeze un pic asupra oricărui lucru, căci nu are niciun scop acum. Înainte ca Spiritul Sfânt să intre ca să stea cu tine, ea a părut să aibă un scop colosal, consacrarea ta fixă și neschimbătoare păcatului și rezultatelor lui. Acum nu are țintă și hoinărește la întâmplare, neprovocând decât minuscule întreruperi în atracția iubirii. 8.
Această scamă de dorință, o iluzie infimă, un rezidu microscopic din credința în păcat este tot ce mai rămâne din ce a părut să fie lumea odinioară. Nu mai este o barieră implacabilă în calea păcii. Hoinărea la ei, fără sens, îi face rezultatele să pară mai eratice și mai imprevizibile decât înainte. Există însă oare ceva mai instabil decât un sistem delirant, rigid organizat? Stabilitatea lui aparentă este slăbiciunea lui penetrantă, extinzându-se la toate. Variabilitatea pe care o provoacă acest mic rezidu nu face decât să îi indice rezultatele limitate. 9. Cât de tare poate fi o mică scamă în fața strașnicelor aripi ale adevărului? Poate să stopeze zborul unui vultur sau să oprească înaintarea verii. Poate să împiedice efectele soarelui verii asupra unei grădini acoperite de zăpadă. Vezi ce ușor este ridicat acest puf ușor și ce departe poate fi dus să nu se mai întoarcă niciodată. Și desparte-te de el cu bucurie, nu cu regret, căci el nu este nimic de capul lui și nu a însemnat nimic când a avut mai multă credință în protecția lui. Nu vrei să saluți mai degrabă soarele verii decât să îți fixezi privirea asupra unui fulg trecător și să tremuri la amintirea frigului iernii. Amic, atracția vinovăției. 10. Atracția vinovăției produce frica de iubire, căci iubirea nu ar arunca nicio privire asupra vinovăției. Este în firea iubirii să privească numai adevărul, căci în el se vede pe ea, cea cu care vrea să se unească în sfânta uniune și desăvârșire. Așa cum iubirea trebuie să vadă dincolo de frică, tot așa și frica trebuie să nu vadă iubirea, căci iubirea conține sfârșitul vinovăției cu aceeași certitudine cu care frica depinde de ea. Iubirea este atrasă numai de iubire. Trecând complet peste vinovăție, ea nu vede nicio frică. Fiind total lipsită de atac, nu îi poate fi nicio frică. Frica este atrasă de lucrurile pe care iubirea nu le vede. Și fiecare dintre ele crede că nu există ce vede cealaltă dintre ele. Frica privește vinovăția cu aceeași devoțiune cu care iubirea se privește pe ea. Și ambele își trimit mesagerii care revin la ele cu mesaje scrise în limba în care au fost trimiși. 11. Mesagerii iubirii sunt trimiși cu blândețe și revin cu mesajele iubirii și ale blândeții. Mesagerilor fricii li se poruncește aspru să caute vinovăție și să păstreze toate fărâmele de rău și de păcat pe care le pot găsi, nepierzând niciuna sub amenințarea cu moartea și așezându-le respectuos înaintea stăpânului lor. Percepția nu poate sluji la doi stăpâni, fiecare cerând mesaje despre lucruri diferite în limbi diferite. Ce alimentează frica, iubirea trece cu vederea. Ce pretinde frica, iubirea nici nu poate vedea. Atracția cumplită pe care o deține vinovăția pentru frică lipsește total din blinda percepția iubirii. Ce vede iubirea nu are înțeles pentru frică și e de-a dreptul invizibil. 12. Relațiile din lumea aceasta rezultă din modul în care este văzută lumea, iar acesta depinde de sentimentul la care s-a recurs să îi trimită mesagerii să o vadă și să îți aducă vorbă despre ce au văzut. Mesagerii fricii sunt antrenați prin groază și tremură când îi cheamă stăpânul lor să îl slujească, căci frica este nemiloasă chiar și cu prietenii ei. Cu un aer vinovat, mesagerii ei pornesc pe furiș într-o avidă căutare a vinovăției, că sunt ținuți în frig și foame, și i-a înrăit stăpânul lor, care îi lasă să se înfrupte numai din ce îi aduc lui. Nici o fărâme de vinovăție nu scapă ochilor lor înfumetați și în cumplita căutare a păcatului pe care o întreprind, se aruncă asupra oricărei făpturi pe care o văd și o aduc urlând stăpânului lor să o devoreze. 13. Nu trimite în lume acești mesageri cumpliți să se înfrupte din ea și să prade realitatea, căci îți vor aduce vorbă despre oase, carne și piele. Au fost învățați să caute ce este stricăcios și să revină cu burțuile pline de lucruri descompuse și putrezite. Pentru ei, aceste lucruri sunt frumoase pentru că par să le potolească cumplitele dureri de foame, căci îi înnebunește durerea fricii. Și vor să scape de pedeapsa celui care îi trimite, oferindu-i
Ce au ei mai drag? 14. Spiritul Sfânt ți-a dat mesagerii iubirii să îi trimiți în locul celor pe care i-ai antrenat prin frică. Ei sunt la fel de dorni să îți aducă ce au mai drag, cum sunt și ceilalți. Dacă îi trimiți pe ei, vor vedea doar ce e frumos și nevinovat, plin și bun. Vor fi la fel de atenți să nu le scape din vedere niciun act de caritate, niciun gest de iertare, niciun suflu de iubire, oricât de mici. Și se vor întoarce cu toate lucrurile fericite pe care le-au găsit să le împărtășească drăgostos cu tine. Nu te teme de ei. Îți oferă mântuire? Mesajele lor sunt de siguranță, căci în ochii lor lumea este bună. 15. Dacă trimiți doar mesagerii pe care ți-i dă Spiritul Sfânt, nedorind alte mesaje decât pe ale lor, nu vei mai vedea nicio frică. Lumea va fi transformată sub ochii tăi, curățată de toată vinovăția și presărată fiind cu frumusețe. Lumea nu conține nicio frică pe care să nu o fi pus tu asupra ei și niciuna pe care să o mai vezi când cer mesagerilor iubirii să o înlăture din ea. Spiritul Sfânt ți-a dat mesagerii lui să îi trimiți fratelui tău și să revină la tine cu ce vede iubirea. Ți-au fost dați să înlocuiască flămânzii câini ai fricii pe care i-ai trimis în locul lor, iar ei purcel să dea de știre că frica a luat sfârșit. 16. Și iubirea vrea să-ți pună dinainte un ospăț, pe o masă acoperită cu o pânză imaculată, întinsă într-o grădină liniștită în care nu se aud decât cântece și duioase șoapte voioase. Este un ospăț în care ți se cinstește relația cea sfântă și la care sunt bineveniți toți ca oaspeți de onoare și într-o clipă sfântă rostesc cu toții rugăciunea dinaintea mesei, strângându-se cu duioșie în fața mesei de împărtășanie. Tot acolo vă voi însoți și eu, așa cum am făgăduit de mult și cum vă mai făgăduiesc, că sunt binevenit în noua ta relație. Iar unde sunt binevenit, acolo și sunt. 17. Sunt binevenit în starea de grație, ceea ce înseamnă că m-ai iertat în sfârșit, căci devenisem simbolul păcatului tău, așa că a trebuit să mor în locul tău. Pentru eu, păcatul înseamnă moarte, așa că ispășirea se realizează prin ucidere. Mântuirea este considerată o modalitate prin care Fiul lui Dumnezeu a fost ucis în locul tău și totuși, chiar crezi că mi-aș oferi trupul tocmai ție, prea iubitului meu, când îi cunosc micimea? Sau crezi că te-aș învăța că trupurile nu ne pot ține despărți? Al meu nu a fost mai valoros decât al tău, nici mai bun ca mijloc de comunicare a mântuirii, dar nu și sursa ei. Nimeni nu poate muri pentru altul, iar moartea nu îi spășește niciun păcat. Dar poți trăi să arăți că nu are realitate. Trupul pare să fie simbolul păcatului, cât crezi că îți poate obține ceea ce vrei, cât crezi că îți poate da plăcere. Vei crede că îți poate aduce și durere. Să crezi că poți fi satisfăcut și fericit cu atât de puțin înseamnă să îți faci rău, iar a limita fericirea pe care vrei să o ai înseamnă a recurge la durere, să îți umple rezerva precară și să îți desăvârșească viața. Iată desăvârșirea după cum o vede euul, căci vinovăția se strecoară acolo unde fericirea a fost înlăturată și o înlăcuiește. Împărtășania sau comuniunea este un alt tip de desăvârșire care trece dincolo de vinovăție pentru că trece dincolo de trup. B mare, al doilea obstacol, credința că trupul este valoros pentru ce oferă. 1. Am spus că pacea trebuie să escaladeze mai întâi obstacolul dorinței tale de a scăpa de ea. Acolo unde domina atracția vinovăției, pacea nu este dorită. Al doilea obstacol peste care trebuie să se reverse pacea și strâns legat de primul este credința că trupul este valoros pentru ce oferă. Căci aici atracția vinovăției se manifestă în trup și se vede în acesta. 2. Iată valoarea de care crezi că te-ar văduvi pacea, iată de ce anume crezi că te-ar lipsi, lăsându-te fără niciun adăpost. Și iată pentru ce refuzi un adăpost al păcii. Simți că ai face un sacrificiu prea mare, că ți s-ar cere prea mult. E oare un sacrificiu sau o eliberare? Oare ce ți-a dat trupul să-ți justifice credința bizară că mântuirea s-ar afla în el? Chiar nu vezi că asta e credința în moarte? Iată punctul focal al perceperii ispășirii ca omor. Iată sursa ideii că iubirea este frică. 3. Mesagerii Spiritului Sfânt sunt trimiși departe, dincolo de trup.
chemând mintea să se unească într-o sfântă comuniune și să își găsească pacea. Acesta este mesajul pe care l-au primit de la mine pentru tine. Numai mesagerii fricii văd trupul, căci ei caută ceea ce poate suferi. Este oare un sacrificiu să fii scos din ce poate suferi? Spiritul Sfânt nu își cere să sacrifici speranța plăcerii trupești. Trupul nu oferă o asemenea speranță, dar nici nu îți poate aduce frica durerii. Durerea este singurul sacrificiu pe care ți-l cere Spiritul Sfânt și pe aceasta vrea să o înlăture. 4. Pacea se extinde din tine doar la etern și se propagă de la eternul din tine. Ea se revarsă peste toate celelalte. Al doilea obstacol nu este mai solid decât primul, căci nu vrei nici să scapi de pace, nici să o limitezi. Ce sunt aceste obstacole pe care le ridici între pace și înaintarea ei decât niște bariere pe care le pui între voia ta și împlinirea ei? Vrei comuniune, nu ospățul fricii. Vrei mântuire, nu durerea vinovăției. Și vrei ca tatăl tău și nu un cocoloș de humă să fie casa ta. În relația ta sfântă este fiul tatălui tău și el nu și-a pierdut comuniunea cu el, nici cu el însuși. Când ai consimțit să te unești cu fratele tău, ai recunoscut că așa și este. Asta nu are cost, ci are scutire de cost. 5. Ai plătit foarte scump pentru iluziile tale, dar nimic din ce ai obținut astfel nu ți-a adus pace. Oare nu te bucuri că cerul nu poate fi sacrificat și că nu ți se poate cere sacrificiu? Nu ne poți împiedica unirea cu niciun obstacol, căci sunt deja în relația ta sfântă. Vom escalada împreună toate obstacolele, căci stăm în interiorul și nu în exteriorul porților. Cât de ușor se deschid porțile din interior, se lase pacea să intre, să binecuvânteze lumea obosită. Poate oare să ne fie greu să trecem de bariere împreună când te-ai unit cu nelimitatul? Sfârșitul vinovăției este în mâinile tale să îl dai. Chiar vrei să te oprești acum să cauți vinovăția în fratele tău? 6. Lasă-mă să îți fiu simbolul sfârșitului vinovăției și vezi-ți fratele cum m-ai vedea pe mine. Iartă-mi toate păcatele pe care crezi că le-a comis Fiul lui Dumnezeu. Și în lumina iertării tale, el își va aminti cine este și va uita ce nu a fost nici când. Îți cer iertare, căci dacă tu ești vinovat, vinovat trebuie să fiu și eu. Dar dacă am surmontat vinovăția și am depășit lumea, tu ai fost cu mine. Vrei să vezi în mine simbolul vinovăției sau al sfârșitului vinovăției, amintindu-ți că ce însemn eu pentru tine, vei vedea în tine însuți. 7. Din relația ta sfântă, adevărul proclamă adevărul și iubirea se vede pe ea. Mântuirea se revarsă din străfundul casei pe care ne-ai oferit-o tatălui meu și mie și stăm împreună în ea, în comuniunea tihnită în care sunt uniți tatăl și fiul. O, veniți prea credincioșilor la sfânta unire a tatălui și fiului în voi și nu te feri de ce ți se oferă cu recunoștință, pentru că i-ai dat păcii casa ei în cer. Trimite lumii întregi mesajul voios că vinovăția s-a sfârșit și toată lumea va răspunde. Gândește-te la fericirea ta când îți oferă fiecare mărturia că păcatul s-a sfârșit și îți arată că puterea acestuia a dispărut pe veci. Unde poate fi vinovăția când a dispărut credința în păcat? Și unde este moartea când nu îi se mai aude marele pledant? 8. Iartă-mi iluziile tale și eliberează-mă de pedeapsă pentru ce nu am făcut. Așa vei învăța libertatea pe care am predat-o, predând-o fratelui tău și eliberându-mă astfel pe mine. Sunt în relația ta sfântă, dar vrei să mă închizi în spatele obstacolelor pe care le ridici în calea libertății și să îmblochezi accesul la tine. Dar nu este posibil să îl ții pe din afară pe cel ce este deja înăuntru. Și în el este posibil ca propria noastră comuniune, unde suntem uniți deja, să devină punctul focal al noii percepții ce va aduce lumină lumii întregi, cuprinse în tine. Amic. Atracția durerii. 9. Micul tău rol este doar acela de a-i da Spiritului Sfânt toată ideea de sacrificiu și de a accepta pacea pe care o dă el în schimb fără limitele ce i-ar înfrâna extinderea și ar limita astfel măsura în care o conștientizezi, căci ce dă el trebuie extins. Dacă vrei să ai puterea ei nelimitată și să o folosești la eliberarea Fiului lui Dumnezeu,
Nu de ea vrei să scapi și având-o nu o poți limita. Dacă pacea este fără adăpost, tot așa e și tu, tot așa sunt și eu, iar cel ce este adăpostul nostru este fără adăpost alături de noi. Asta vrei? Vrei să fii de-a pururi un hoinar în căutarea păcii? Vrei să-ți investești speranța păcii și a fericirii în ceva ce trebuie să dea greș? 10. Credința în etern se justifică întotdeauna pentru că eternul este veșnic bun, de o răbdare infinită și extrem de iubitor. Te va accepta total și îți va dărui pace, dar te poate uni numai cu ce are deja pace în tine, nemuritor ca el. Trupul nu îți poate aduce nici pace, nici agitație, nici bucurie, nici durere. Este un mijloc, nu un scop. Nu are scop în sine, ci doar ce îi se dă. Trupul va părea să fie orice e un mijloc de a atinge țelul pe care îi atribui. Numai mintea poate fixa un scop și numai ea poate să vadă mijlocul de a-l atinge, putându-l justifica și putându-i justifica întrebuințarea. Pacea și vinovăția sunt amândouă condiții ale minții de atins, iar condițiile acestea sunt locașul simțământului ce le stârnește și este așadar compatibil cu ele. 11. Gândește-te însă care e compatibilă cu tine. Iată-ți alegerea și e liberă. Dar tot ce stă în ea va veni cu ea și ce crezi că ești nu poate fi separat de ea niciodată. Trupul este marele trădător aparent al credinței. În el stau deziluzia și semințele necredinței, dar numai dacă îi ceri ce nu îți poate da. Poate oare greșeala ta să fie un motiv întemeiat de depresie și deziluzie și un motiv să ataci răzbunător ce crezi că ți-a înșelat așteptările? Nu îți folosi greșeala să îți justifici necredința, nu ai păcătuit, ci te-ai înșelat cu o privire la ce e credincios. Iar corecția greșelii tale îți va da motiv de credință. 12. Este imposibil să cauți plăcere prin trup și să nu găsești durere. Este esențial să se înțeleagă relația aceasta, căci e una pe care ego-ul o ia ca dovadă de păcat. De fapt, nu este deloc punitivă. Este doar rezultatul inevitabil al faptului că te-ai echivalat cu trupul, fapt ce invită la durere, căci invită frica să intre și să devină scopul tău. Atracția vinovăției trebuie să intre cu ea și tot ce îi se dictează trupului prin frică este de aceea dureros. El va împărtăși durerea tuturor iluziilor și iluzia plăcerii va fi aceeași ca durerea. 13. Nu este ceva inevitabil. La ordinele fricii, trupul va urmări vinovăția, slujindu-și stăpânul la cărui atracție pentru vinovăție menține întreaga iluzia existenței lui. Asta deci este atracția durerii. Stăpânind de percepția aceasta, trupul devine slujitorul durerii, căutând-o ascultător și supunându-se ideii că durerea este plăcere. Asta este ideea ce stă la baza grelei investiții pe care o face eul în trup și asta este relația de mentă pe care o ține ascunsă, deși din asta se hrănește. Pe tine te învață că plăcerea trupului este fericire, dar în sinea lui șoptește, este moarte. 14. De ce trebuie trupul să fie ceva pentru tine? Sigur, nu este făcut din ceva prețios și tot la fel de sigur nu are simțire. Îți transmite senzațiile pe care le vrei. Ca orice mijloc de comunicare, trupul primește și trimite mesajele ce îi se dau. El nu simte nimic pentru ele. Toată simțirea cu care sunt investite este dată de expeditor și de destinatar. Atât euul cât și Spiritul Sfânt recunosc asta și recunosc deopotrivă. Că aici expeditorul și destinatarul sunt unul și același. Spiritul Sfânt ți-o spune cu bucurie, euul ți-o ascunde, căci vrea să te țină inconștient de asta. Cine ar mai trimite mesaje de ură și atac dacă ar înțelege că și le trimite lui însuși? Cine s-ar mai acuza, s-ar mai învinui și s-ar mai condamna? 15. Mesajele ego-ului se trimit întotdeauna în afara ta, în speranța că altcineva decât tine va avea de suferit de pe urma mesajului tău de atac și vinovăție. Și chiar dacă suferi și tu, altcineva va suferi mai tare. Marele amăgitor recunoaște că nu e așa, dar ca dușman al păcii te îndeamnă să trimiți toate mesajele de ură pe care le ai și să te eliberezi. Și ca să te convingă că se poate, îi cere trupului să caute durere într-un atac asupra altuia, numind-o plăcere și oferindu-ți-o ca eliberare de atac. 16. Nu îi asculta nebunia și nu crede că imposibilul este adevărat. Nu uita că ego-ul, orgoliul,
a consacrat trupul obiectivului păcatului și că își pune în el toată încrederea că poate fi realizat. Triștii lui discipol elogiază trupul în continuu, celebrând solemn domnia euului. Niciunul dintre ei nu poate să nu creadă că, cedând atracției vinovăției, va reuși să scape de durere. Niciunul dintre ei nu poate să nu se considere una cu trupul, ceva fără de care ar muri, și totuși ceva în care propria lui moarte este tot atât de inevitabil. 17. Discipolilor euului nu le este dat să-și dea seama că s-a consacrat morții. Libertatea le este oferită, dar nu au acceptat-o, iar ce a oferit trebuie să fie și primit, pentru a fi un lucru dat cu adevărat. Căci și Spiritul Sfânt e tot un mijloc de comunicare, primind mesaje de la Tată și oferindu-le Fiului. Ca euul, Spiritul Sfânt este și expeditor și destinatar, căci ce se trimite prin el, revine la el, căutându-se pe parcurs și găsind ce caută. Așa găsește euul moartea pe care el o caută înapoiindu-ți-o. Ce mare! Al treilea obstacol, atracția morții. 1. Ție și fratelui tău, în acordul relație specială a intrat Spiritul Sfânt, vă e dat să eliberați și să fiți eliberați de consacrarea voastră morții. Căci vi s-a oferit și ați acceptat, dar trebuie să mai învățați ceva despre această devoțiune ciudată, căci cuprinde al treilea obstacol peste care trebuie să se reverse pacea. Nimeni nu poate muri dacă nu alege să moară. Ce pare a fi frica de moarte este de fapt atracția ei. Vinovăția este și ea un lucru temut și de temut, dar nu are putere decât asupra celor care sunt atrași de ea și o caută. La fel este și cu moartea făcută de eu. Ea își aruncă umbra întunecată asupra tuturor făpturilor, pentru că euul este dușmanul vieții. 2. Și totuși o umbră nu poate ucide. Ce este o umbră pentru vii? Ei trec de ea și ea dispare. Dar cum rămâne cu cei a căror consacrare este să nu trăiască? Corul debocitoare al euului, păcătoșii în straie negre ce se îndepărtează tot mai mult de viață, târându-se din greu, trăgându-și lanțurile după ei, într-un marș greoi, în cinstea cumplitului lor stăpân, domnul morții. Atinge-l pe oricare dintre ei cu mâinile blânde ale iertării și vezi cum îi cad lanțurile odată cu ale tale. Uită-te cum își aruncă straiele negre pe care le-a purtat la propria înmormântare și auzi-l cum râde de moarte, de sentința pe care i-a dat-o. Păcatul poate să scape prin iertarea ta. Asta nu este aroganță, ci voia lui Dumnezeu. Oare ce ți-e cu neputință, ție care ai ales voia lui să fie a ta? Ce este moartea pentru tine? Nu te-ai consacrat morții, nici stăpânului ei. Când ai acceptat scopul Spiritului Sfânt în locul scopului euului, ai renunțat la moarte, schimbând-o cu viața. Știm că o idee nu își părăsește sursa, iar moartea este rezultatul gândului pe care îl numim eu. Cu aceeași certitudine cu care viața este rezultatul gândului lui Dumnezeu, amic, trupul nestricăcios. Din eu au venit păcatul și vinovăția și moartea, în opoziție cu viața, cu inocența și cu voia lui Dumnezeu însuși. Unde se poate găsi o asemenea opoziție dacă nu în mințile bolnave ale celor demenți? Consacrați nebuniei și îndreptați împotriva păcii cerului. Un lucru este sigur, Dumnezeu, care nu a creat nici păcatul, nici moartea, nu te vrea lega de ele. El nu știe nici de păcat, nici de rezultatele lui. Figurile înfășurate în lințoliu din cortegiul funerar nu defilează în cinstea creatorului lor, a cărui voie este ca ele să trăiască. Ele nu îi urmează voia, ci îi se opun. 4. Și ce e trupul înveșmântat în negru pe care vor să îl îngroape? Un trup pe care l-au consacrat morții, un simbol al stricăciunii, un sacrificiu adus păcatului, oferit păcatului să se înfrupte din el ca să rămână viu. Un lucru condamnat, osândit de propriul lui zămislitor și jelit de fiecare bocitor ce se consideră una cu el. Tu care crezi că l-ai condamnat pe Fiul lui Dumnezeu la așa ceva? Ești arogant. Dar tu care îl eliberezi, nu faci decât să cinstești voia creatorului său. Aroganța păcatului, mândria vinovăției, mormântul separării,
Toate fac parte din necunoscuta ta consacrare morții. Sclipiciul de vinovăție cu care ai acoperit trupul îl va ucide, căci eul ucide ce iubește din cauza că i s-a supus, dar ce nu i se supune, eul nu poate să ucidă. 5. Ai o altă consacrare care ține trupul perfect și nestricăcios. Cât e util scopului tău sfânt, trupul nu moare, după cum nu poate nici să simtă, el nu face nimic. Trupul în sine nu este nici stricăcios, nici nestricăcios. Este chiar nimic. Este rezultatul unei mici idei smintite că ce poate fi corectată, ideea de stricăciune. Căci Dumnezeu a răspuns acestei idei de mente cu a lui. Un răspuns care nu l-a părăsit și care aduce de aceea creatorul în conștiința fiecărei minți ce i-a auzit răspunsul și l-a acceptat. 6. Ție care te-ai consacrat nestricăciunii, ți s-a dat prin acceptarea ta puterea de a elibera de stricăciune. Cum ți s-ar putea preda mai bine primul și cel mai important principiu dintr-un curs de miracole decât arătându-ți că cel care pare cel mai greu poate fi realizat primul? Trupul poate doar să servească scopului tău. Așa cum îl privești, așa va părea să fie. Moartea, dacă ar fi adevărată, ar fi sistarea finală și completă a comunicării, un lucru care este obiectivul eului. 7. Cei ce se tem de moarte nu văd cât de des și cât de tare o cheamă, cerându-i să vină să îi scape de comunicare, căci moartea este considerată o siguranță. Marea și întunecata mântuitoare de lumina adevărului, răspunsul la răspuns, reducătoarea la tăcere a vocii care vorbește pentru Dumnezeu. Retragerea în moarte însă nu pune capăt conflictului. Capăt îi pune numai răspunsul lui Dumnezeu. Obstacolul pretinsei tale iubiri de moarte, peste care trebuie să se reverse pacea, pare să fie foarte mare, căci în el se ascund toate secretele eului, toate bizarele lui tertipuri de a induce în eroare, toate ideile lui nesănătoase și straniile lui fantezii. Iată capătul final al unirii, triumful facerii eului asupra creației, victoria neînsuflețirii asupra vieții înseși. 8. Sub chenarul prăfuit al lumii lui distorsionate, eul vrea să îl întindă pe Fiul lui Dumnezeu, ucis din ordinele eului, dovadă prin ruina lui, că Dumnezeu însuși e neputincios în fața strășniciei eului, incapabil să ferească viața pe care a creat-o de cruda dorința eului de a ucide. Fratele meu, copilul tatălui nostru, ăsta e doar un vis al morții, nu există nici înmormântare, nici altare întunecate, nici porunci cumplite, nici scrântite ritualuri de condamnare la care să te ducă trupul. Nu cere să scapi de el, eliberează-l însă de ordinele nemiloase și neînduplecate pe care i le-ai dat și iartă-i ce i-ai ordonat să facă în exaltarea lui. I-ai poruncit să moară, căci numai moartea ar putea să învingă viața. Și ce altceva decât demența ar putea să vadă înfrângerea lui Dumnezeu și să o considere reală? 9. Frica de moarte va trece pe măsură ce ademenirea ei va ceda în fața adevăratei atracții a iubirii. Sfârșitul păcatului care se cuibărește liniștit în siguranța relației tale, protejat de unirea ta cu fratele tău și gata să crească și să devină o forță colosală pentru Dumnezeu. Este foarte aproape. Faza incipientă a mântuirii este păzită cu atenție de iubire, ferită de fie ce gând ce vrea să o atace și pregătită în liniște să împlinească sarcina colosală pentru care ți s-a dat. Scopul tău, nou născut, este hrănit de îngeri, îngrijit de Spiritul Sfânt și ocrotit de Dumnezeu însuși. Nu are nevoie de ocrotirea ta, e al tău, căci nu are moarte și sfârșitul morții stă în el. 10. Ce pericol îi poate asalta pe inocenți? Ce poate să îi atace pe nevinovați? Ce frică se poate strecura să tulbure pacea nepăcătoșeniei? Ce ți s-a dat, chiar de e încă în fașă, comunică pe deplin cu Dumnezeu și cu tine. În mâinile lui micuțe ține în deplină siguranță și îți întinde fie ce miracol pe care îl vei înfăptui. Miracolul vieții nu are vârstă, fiind născut în timp, dar hrănit în veșnicie. Privește acest prunc căruia i-ai dat un loc de odihnă prin faptul că ți-ai iertat fratele și vezi în el voia lui Dumnezeu. Aici renaște pruncul din Betleem și cine îl adăpostește îl va urma nu pe cruce, ci într-o înviere și viață. 11. Când ți se pare ceva o sursă de frică, când ești îngrozit de situații ce îți fac trupul să tremure și să fie cuprins de sudoarea rece a fricii,
Ține minte că motivul este întotdeauna unul singur. Eul l-a perceput ca simbol al fricii, un semn al păcatului și al morții. Ține minte atunci că nici semnul, nici simbolul nu trebuie confundate cu sursa, căci ele trebuie să reprezinte altceva diferit de ele. Înțelesul lor nu se poate găsi în ele, dar trebuie căutat în ce reprezintă ele. Și pot să însemne de aceea totul sau nimic potrivit adevărului său, adevărului sau falsității ideii pe care o reflectă. Confruntat cu o asemenea incertitudine aparentă în privința înțelesului, nu o judeca. Adu-ți aminte de prezența sfântă a celui care ți s-a dat să fie sursa judecății. Dă-i lui să îl judece pentru tine și spune: ia-l de la mine și privește-l, judecându-l pentru mine. Să nu îl văd ca semn al păcatului și al morții și nici să nu îl folosesc pentru distrugere. Învață-mă cum să nu fac din el un obstacol în calea păcii, ci să te las să îl folosești pentru mine, pentru a înlesni venirea ei. De mare, al patrulea obstacol, frica de Dumnezeu. 1. Ce ai vedea fără frica de moarte? Ce ai simți și ce ai gândi dacă moartea nu ar deține nicio atracție pentru tine? Pur și simplu, ți-ai aduce aminte de tatăl tău, ți-ai aduce aminte de creatorul vieții, sursa a tot ce trăiește, tatăl universului și al universului de universuri și a tot ce se află chiar dincolo de ele. Iar când îți mijește în minte această amintire, pacea mai trebuie să escaladeze un ultim obstacol, după care mântuirea e completă. Și Fiul lui Dumnezeu este redat complet sănătății mintale, căci aici chiar se spășește lumea ta. 2. Al patrulea obstacol de escaladat atârnă ca un văl greu peste fața lui Hristos. Dar când își va ridica fața de după el, strălucind de bucurie pentru că se află în iubirea tatălui său, pacea va da ușor vălul la o parte și va fugi în întâmpinarea lui, să se unească în sfârșit cu el, căci acest văl întunecat, ce pare să facă din fața lui Hristos ceva iutuma feței unui lepros și din razele aprinse ale iubirii tatălui său ce îi luminează fața de slavă, ceva asemănător unor șuvoaie de sânge pălește în lumina învăpăiată din spatele lui, când dispare frica morții. 3. Iată vălul cel mai întunecat, susținut de credința în moarte și protejat de atracția ei. Consacrarea ta morții și suveranității ei nu e decât un jurământ solemn, făgăduința făcută eului în secret să nu ridici acest văl niciodată, să nu te apropii de el, nici măcar să nu bănuiești că există. Iată pactul secret încheiat cu eul. Să ții șters și veșnic neamintit ce se află în spatele acestui văl. Iată făgăduința pe care ai făcut-o, să nu lași niciodată unirea să te scoată din separare, marea amnezie în care amintirea lui Dumnezeu pare complet uitată, scindarea sinelui tău de tine, frica de Dumnezeu, ultimul pas în disocierea ta. 4. Vezi cum pare să te mântuiască credința în moarte, căci dacă ea ar dispărea, de ce ai putea să te mai temi decât de viață? Atracția morții este cea care face viața să pară urâtă, crudă și tiranică. Nu te temi de moarte mai mult decât te temi de eu. Aceștia sunt prietenii pe care ți i-ai ales, căci în alianța ta secretă cu aceștia ai fost de acord să nu-l lași, să se ridice niciodată frica de Dumnezeu, ca să poți vedea fața lui Hristos și să te unești cu el în Tatăl său. 5. Fiecare obstacol peste care trebuie să se reverse pacea se escaladează în același fel. Teama care l-a făcut să apară cedează în fața iubirii din spatele lui, așa că teama dispare. La fel este și cu acesta. Dorința de a te debarasa de pace și de a izgoni Spiritul Sfânt din tine pălește în prezența recunoașterii liniștite că îl iubești. Exaltarea trupului este abandonată în favoarea Spiritului, pe care îl iubești cum nu ți-ai putea iubi trupul niciodată, iar ademenirea morții se pierde pentru totdeauna când se stârnește atracția iubirii și te cheamă. Din spatele fiecărui obstacol ridicat în calea iubirii, te-a chemat iubirea însăși. Și fiecare dintre ele s-a escaladat prin puterea atracției exercitate de ce se află în spate. Faptul că ai vrut să ai parte de frică a părut să le țină în loc, dar când ai auzit vocea iubirii din spatele lor, ai răspuns. Și ele au dispărut. 6. Iar acum stai îngrozit în fața acelui ceva pe care ai jurat să nu-l privești niciodată. Îți ții ochii plecați, amintindu-ți făgăduința făcută prietenilor tăi.
frumusețea păcatului, ademenirea delicată a vinovăției, sfântul chip de ceară al morții și frica de răzbunarea eului, pe care te-ai jura cu sânge să nu îl părăsești, se ridică toate și te imploră să nu îți ridici ochii, căci realizezi că dacă te-ai uita și ai lăsa să se ridice vălul, ele ar dispărea pentru totdeauna, toți prietenii tăi, toți protectorii tăi și casa ta vor dispărea și nu îți vei aminti nimic din ce îți amintești acum. 7. Îți pare că lumea te va abandona cu desăvârșire dacă ți-ai ridica ochii. Dar nu se va întâmpla altceva decât că vei lăsa lumea pentru totdeauna, așa se restabilește voia ta. Privește-o cu ochii deschiși și nu vei mai crede niciodată că ești la mila unor lucruri ce te depășesc, a unor forțe pe care nu le poți controla și a unor gânduri care îți vin în ciuda voii tale. Este voia ta să o privești. Nici o dorință nebună, nici un impuls trivial de a uita din nou, nici un junghi de frică și nici sudoarea rece a morții aparente nu se pot împotrivi voii tale. Căci ce te atrage din spatele vălului este și în străfundul tău, formând un tot unitar, neseparat și complet. Amic, ridicarea vălului. 8. Nu uita că ați ajuns până aici împreună tu și fratele tău. Cu siguranță nu eul v-a condus până aici. Niciun obstacol ridicat în calea păcii nu poate fi escaladat cu ajutorul lui. El nu își dezvăluie secretele, nici nu îți cere să le privești și să treci de ele. Nu vrea să îi vezi slăbiciunea și să înveți că nu are puterea să te ferească de adevăr. Călăuza care te-a adus aici rămâne cu tine și când îți ridici ochii, vei fi gata să privești groaza fără nicio frică. Dar ridică-ți ochii mai întâi și privește-ți fratele cu o inocență născută din iertarea totală a iluziilor lui, cu ochii credinței care nu le vede. 9. Nimeni nu poate privi fără groază frica de Dumnezeu dacă nu a acceptat ispășirea și nu a învățat că iluziile nu sunt reale. Nimeni nu poate sta singur înaintea acestui obstacol, căci nu ar fi putut ajunge până aici dacă nu ar fi mers alături de fratele său. Și nimeni nu ar îndrăzni să o privească fără să își poarte în inimă iertarea deplină a fratelui său. Stai aici puțin și nu tremura, vei fi gata să ne uităm, să ne unim într-o clipă sfântă aici, în acest loc în care te-a condus scopul, dat într-o clipă sfântă, și să ne unim în credința că cel ce ne-a adus aici împreună îți va oferi inocența de care ai nevoie și că o vei accepta pentru iubirea mea și a lui. 10. Nu este posibil să privești asta prea devreme. Acesta este locul la care trebuie să ajungă fiecare când e gata. Odată ce așa a găsit fratele, este gata. Dar nu este suficient doar să ajungi la locul acesta, o călătorie fără scop. Rămâne fără înțeles și pare să nu aibă sens nici când s-a încheiat. Cum poți să știi că s-a încheiat dacă nu îți dai seama că și-a atins scopul? Aici, cu sfârșitul călătoriei în față, îi vezi scopul și tot aici alegi dacă să îl privești sau să o iei mai departe doar ca să revii și să alegi din nou. 11. Ca să privești frica de Dumnezeu, ai nevoie de ceva pregătire. Numai cei sănătoși la minte pot privi demența curată și nebunia de legat cu milă și compasiune, însă fără frică. Căci pare înfricoșătoare numai dacă o împărtășesc, iar tu o împărtășești cât timp nu îți privești fratele cu desăvârșită credință, tandrețe și iubire. Înaintea iertării te pline, continui să fii neiertător, te temi de Dumnezeu pentru că te temi de fratele tău. De cei pe care nu îi ierți, te temi și nimeni nu ajunge la iubire cu frica alături. 12. Aproapele acesta mai pare încă un străin, nu îl cunoști și interpretarea pe care i-o dai te înspăimântă și ca să ține vătămat ce pare a fi tu, îl tot ataci. În mâinile lui însă e mântuirea ta, îi vezi nebunia pe care o urăști pentru că o împărtășești și toată mila și iertarea care ar vindeca-o cedează în fața fricii. Frate, ai nevoie de iertarea acordată fratelui tău, căci veți împărtăși împreună nebunia sau cerul și vă veți ridica ochii cu credință împreună sau deloc. 13. Alături de tine stă cel ce îți întinde cupa ispășirii.
căci Spiritul Sfânt este în el. Vrei să îi pui la socoteală păcatele sau să accepți darul pe care ți-l face? Acest dătător de mântuire ți-e prieten sau dușman? Alege ce e. Amintindu-ți că vei primi de la el după cum ai ales, are în el puterea să îți ierte păcatul, după cum ai tu pentru el. Niciunul dintre voi nu și-o poate da numai lui. Și totuși mântuitorul vostru stă alături de fiecare dintre voi. Lasă-l să fie ce e și nu căuta să faci din iubire un dușman. 14. Privește-ți prietenul, Hristosul care îți stă alături, cât este de frumos și de sfânt. Ai crezut că a păcătuit pentru că ai aruncat asupra lui vălul păcatului să îi ascunzi frumusețea. Dar el tot îți mai oferă iertare ca să îi împărtășești sfințenia. Acest dușman, acest străin, continuă să îți ofere mântuire ca prieten al lui. Dușmanii lui Hristos, adoratorii păcatului, nu știu pe cine atacă. 15. Acesta este fratele tău, răstignit de păcat și dornic să fie eliberat de durere. Nu vrei să îi oferi iertare, căci numai el ți-o poate oferi. În schimbul izbăvirii lui, el ți-o va da pe a ta cu aceea certitudine cu care Dumnezeu a creat fiecare făptură și o iubește. Și ți-o va da cu adevărat, căci va fi deopotrivă oferită și primită. Nu există har ceresc pe care să nu îl poți oferi fratelui tău și pe care să nu îl poți primi de la preasfântul tău prieten. Nu îl lăsa să nu ți-l dea, căci primindu-l, îl oferi tocmai lui. Iar el va primi de la tine ce ai primit tu de la el. Izbăvirea ți s-a dat să o dai fratelui tău și să o primești astfel. Cel pe care îl ierți este liber și ce dai împărtășești. Iartă păcatele pe care fratele tău crede că le-a comis și toată vinovăția pe care crezi că o vezi în el. 16. Aici este locul sfânt al învierii la care revenim, la care ne vom întoarce până se înfăptuiește și se primește izbăvirea. Gândește-te cine este fratele tău înainte de a-l condamna și acordă-i mulțumiri lui Dumnezeu că fratele tău e sfânt și că i s-a dat darul sfințeniei pentru tine. Alăture-i-te bucuros și înlătură toate urmele de vinovăție din mintea lui tulburată și torturată. Ajută-l să ridice povara grea a păcatului pe care i-ai pus-o în spinare și pe care a acceptat-o ca a lui și dă-i o jos cu ușurință, râzând cu voioșie, nu i-o apăsa pe frunte ca pe niște spini, nici nu îl țintui de ea neizbăvit și deznădăjduit. 17. Dă-i credință fratelui tău, căci credința și nădejdea și mila sunt ale tale să le dai. Darul se dă în mâinile ce dau. Privește-ți fratele și vezi în el darul lui Dumnezeu pe care vrei să îl primești. Se apropie Paștele, timpul învierii. Să ne acordăm izbăvire unul altuia și să o împărtășim, ca să ne ridicăm uniți în înviere, nu separați în moarte. Privește darul libertății pe care i l-am dat Spiritului Sfânt pentru tine. Și fiți liberi împreună tu și fratele tău, oferindu-i Spiritului Sfânt același dar și dându-l primiți-l de la el în schimbul celui pe care l-ați dat. El ne conduce pe amândoi, pe tine și pe mine la oaltă, ca să ne întâlnim aici, în acest loc sfânt și să luăm aceeași decizie. 18. Eliberează-ți fratele aici cum te-am eliberat și eu. Dă-i același dar și nu îl privi cu niciun fel de condamnare. Vezi-l la fel de nevinovat cum te văd și eu și trece-i cu vederea păcatele pe care crede că și le vede. Oferă-i libertate și eliberare deplină de păcat aici în grădina agoniei și morții aparente. Așa vom pregăti împreună calea ce duce la învierea Fiului lui Dumnezeu și îl vom lăsa să reînvie la amintirea bucuroasă a Tatălui Său, care nu știe de păcat nici de moarte, ci numai de viață veșnică. 19. Vom dispărea împreună în prezența din spatele vălului, nu să ne pierdem, ci ca să fim găsiți, nu ca să fim văzuți, ci cunoscuți. Și cunoscând, nimic din planul mântuirii stabilit de Dumnezeu nu va rămâne nefăcut. Iată scopul călătoriei, fără de care călătoria este lipsită de înțeles. Iată pacea lui Dumnezeu pe care El ți-a dat-o veșnic. Iată odihna și tihna pe care le cauți, motivul călătoriei de la bun început. Cerul este darul pe care îl datorezi fratelui tău, datoria de recunoștință pe care îi oferi Fiului lui Dumnezeu drept mulțumire pentru ce este și pentru ce l-a creat să fie Tatăl său. 20. Gândește-te atent cum vrei să îi vezi
Și cum vrei să îl vezi pe dătătorul acestui dar, căci cum îl vezi pe el, așa o să îți apară și darul, după cum este văzut ca dătător fie de vinovăție, fie de mântuire. Tot așa, i se va vedea și i se va primi și darul. Răstigniții dau durere, pentru că sunt cuprinși de durere, dar izbăviții dau bucurie, pentru că au fost vindecați de durere. Fiecare dă după cum primește, dar trebuie să aleagă ce va primi. Și va recunoaște că ce a ales, după cum dă și după cum îi se dă. Și nu este dat niciunui lucru din iad sau din cer să îi perturbe hotărârea. 21. Ai ajuns până aici pentru că ai ales călătoria. Nimeni nu se apucă de un lucru pe care îl consideră lipsit de înțeles. Lucrul în care ți-ai pus credința continuă să fie credincios și te păzește cu o credință atât de blândă, dar atât de tare încât te va ridica dincolo de voi. Și îl va pune pe Fiul lui Dumnezeu la loc sigur, în protecția neîndoielnică a Tatălui Său. Iată singurul scop ce dă acestei lumi și lungii călătorii prin această lume, tot înțelesul pe care îl conțin. Dincolo de acesta, ele nu au niciun înțeles. Tu și fratele tău stați împreună, tot neconvinși că au un scop. Dar vă e dat să vedeți acest scop în sfântul vostru prieten și să-l recunoașteți ca propriul vostru scop. Thank you.